dar patima oieritului din sat de pe Mocănime am ajuns în sat Săsă. Deci vedeți dumneavoastră forța de muncă în România, nu numai noi suntem zootehnia și agricultura pe ultimul loc. Vremurile care... De ce unele oi sunt mai spericioase? De... Asta provine o cățelușă din... Terenul cel de ținem în jur de o rasa de câini pe care o am e un crucișare între carpatin și în 2009 am adus o pereche de aită și câine de mastin din Spania. Spus dumneavoastră, de 35 de ani veniți, dar așa de rău să, și atâta lup să umble cât e acum nu a fost niciodată. Deci... Bună ziua, domnul Dedeanu! Vă salut, să trăiți! Bine v-am găsit și vă mulțumesc frumos că m-ați primit! Cu drag! De ce nu? Aveți o turmă foarte frumoasă. Ce puteți să-mi spuneți despre efectivul dumneavoastră? Aici ce vedeți dumneavoastră e un efectiv de 500 de oi mame, oi fătătoare. Și o parte le avem acasă. Mai avem alesă și... avem în jur de 220-230 de cârlan sau notini, miei de anul trecut. Sunt vreo 160-70 de miele și vreo 45-50 de berbecaș de prăsână. Ea nici acasă și niște oi fătate că deja au început să fete. Pe ce rasă vă axați dumneavoastră? Ce rasă aveți aici? Rasa e țurcană. Țurcană albă, țurcană... Băla. Băla de Bistrița, să-i zicem așa. Acum, majoritatea zbăle. Sunt și ochișale, sunt și genățale. Că multe au provenit din berbeci băli, dar mamele au fost cu un pic de ochiș, cu un pic de nuanță de negru pe lângă. Dar majoritatea acum sunt... Da, e țurcană bălă, țurcană Băla de Bistrița. Dacă așa-i zicem, așa să-i zicem. Asta ați crescut-o de când sunteți dumneavoastră? Da, deci de când mă știu numai țurcane. Și poate asta merge cel mai bine în zona asta, sau? Da, și merge cel mai bine. N-am încercat să ținem alte rase sau n-am multă lume pe carne. Deci am performat asta și am rămas așa cu ce am avut și cu ce am... Că am văzut că... poveștile sunt multe și, da, chiar numai povești,
fiecare rasă cam după zonă. După zonă se adaptează, după mediul de unde le priește, după mediul de trai. Da. Cam țurcană, da. De unde ați moștenit această dragoste pentru animale? De unde vine dragostea asta așa mare? Chiar această boală e moștenire. Vorbeam de multe ori că multe lucruri în viață pot să le mai înveți în timpul vieții, dar ca să ai un hobby, un mare hobby și să rămâi împătimit așa, să fii a animalelor, cam e din născare. Deci boala de oierit, zis adevărat, să din născare, din familie, din tradiție, de ani, de ani. Tatăl dumneavoastră s-a ocupat cu oieritul? Moșul și strămoșul și, da, și moșul și eu am prelat-o de la taică meu. Așa e, chiar de la tata am preluat această bolă. Pasiune. Pasiune, da. În ce zonă ne aflăm? Acum n-am făcut introducerea cu în ce zonă suntem, dar da, puteți să-mi spuneți acum. Suntem aici la Dorolea, pe o pășune învecinată aici cu terenul meu, cu proprietate cel mai avem, și aproape de comuna Livezele, sa Dorolea. Dar patima oieritului și boala și tradiția s-a născut la Șieuț, pe Valea Șieului, și acum 35 de ani am terminat liceul silvic la Gurghiu și am fost repartizat ca și pădurar. Am avut ofertă mai multe cantoane, printre care am ales aici la Dorolea, și așa că am rămas aici. Din sat de pe Mocănime am ajuns în sat Săsăsc la Livezele Dorolea. Și acum la 1 noiembrie am avut 35 de ani. Atunci m-am și căsătorit, ne-am și mutat, am preluat și cantonul și am preluat și tradiția și toate. Am luat lucrul în brață. Să fii sănătos, mai puteți duce mulți ani de acum încolo. Mulțumim, această tradiție. Mulțumim, domnule. Că prea rar mai găsești oameni care să se dedice așa. Păi, să știți că exact ce vă ziceam, că imediat după Revoluție multă lume a încercat, fiind subvențiile, ba oierit, ba cu vacile, ba să nu zicem văcărit, ba, deci au încercat, crezând că s-or face, să fac foarte mult. Ba, într-adevăr, că dacă ești bun organizator și bun gospodar, faci bani, dar înainte de a face bani și înainte de a avea venitul, trebuie să fii în fața lucrurilor și apoi să fii harnic. Da, la urmă să culeg roadele. Na, și de asta chiar ziceam că mulți au renunțat din cauza, nici n-are rost să vă, că chiar cu asta poate trebuie să începem, din cauza forței de muncă. Deci vedeți dumneavoastră, forța de muncă în România, nu numai noi, suntem zootehnia și agricultura pe ultimul loc, de animalele astea cam toată lumea, prea puțini. Iar ne întorcem la ce vă zicem, care rămași pătimași pe meseria asta, dar că toată lumea fuge de munca asta. Deși nu e o muncă atât de grea, ca să nu... Acum sunt condiții de dormit, mâncare bună, toate condițiile, nu-s mai ca odată, să n-ai nici măcar o pelerină să te protejezi de intemperiile vremii, dar cu tătul că și salarii bune, tot ce vrei, dar nu la viații la animăluță lumea nu mai vor. Lumea e comodă acum. Pasionată de alte chestii, dar eu mă întreb așa, nu știu, poate... Li s-a distras acum, atenția poate de la... Da, mă întreb de multe ori, totuși dacă agricultura și... Deci pământul nu va fi lucrat și animale vor fi ținute, cu ce vom trăi? Numai cu prafuri sau... Nu știu, nu, pe mine nu mă duce capul, dar nu vin vremuri... Nu, să ne pronunțăm, nu-i, iară, da, nu-i bine. Că toată lumea acum vorbește tot mai... Să mergem pe eco, să mergem tot pe...
alimentație cât mai sănătoasă, așa, dar noi vedem că, nu știu. Eco, ce aveți dumneavoastră în spatele dumneavoastră, nu? Ce găsim în supermarketuri? Părerea da, mea. Într-adevăr, că acolo poate e numai brandul, dar totuși cine avizează niște chestii, totuși are un pic de... Avem aici colegi care sunt autorizați cu lapte ecologic, cu... Da, deci sunt, într-adevăr că sunt, nu numai. Dar așa, una cu alta și în mare, deci chestia asta, că de la asta o trăim moșul și strămoșul nostru, acum lumea de la alte venituri, la alte chestii, deci venitul ăla rapid. De la astea trebuie să ai răbdare, trebuie să suporți. Nu te poți îmbogățe pe asta noapte. N-ai Crăciun, n-ai Paști, n-ai nimic, n-ai duminică, n-ai... Dacă ai timp 2-3 ore să mergi la biserică, și că așa știam să mergi la biserică, după masă, când ai ieșit de la biserică, ai mâncat, dacă poți o oră să te odihnești și din nou ori să iei bota să te duci în fața lor, ori să iei furca să începi să le administrezi și să le aprovizionezi. Deci tot timpul nu-i, aici nu-i timp de răgaz, dar revin. Nu e o muncă atâta de grea pe cât depinde și de ferme, cum se organizezi, cum ești bun gospodar, cum ai condiții, cum ai terenuri, cum ai pășunile. No, că e mare diferență între zona de câmpie și zona de munte, între zona de munte și cea de deal, deci e diferență. Cu cât poți să ai pășuni mai bune, cu cât poți să ai terenuri mai bune, deci și furaje și totul, totul e legat una de alta, e un lanț în toată chestia asta care o desfășurăm și care o practicăm. Exact ce vă ziceam eu, nu tot omul care e cu, deci o bandie adevărați care, păi, aia de exemplu, când era ciobani adevărați, când o ducea în târlă de sara, păi de la 3, de la 4, n-avea voie să dormă. O ducea, o lua noaptea și o ducea, să zicea, la, în zona noastră, în porneală. Da, acum, nu mai vorbim de ciobani, de aceea să o mai ducă, că nu le dă drumul numai la 9, la 10, dacă nu stai de ei, sau, mă rog, să duc la crâjmă întâi și apoi. Și ăștia ca să fie bune și frumoase și să placă la cineva când vine cineva să le vadă, ăștia trebuie să suport și trebuie să te lupți cu toate chestiile, cu toate vremurile care venite. Îmi spuneți, dacă vă rog, din nou, de ce unele oi sunt mai spericioase așa? Problema mare ce intervine aici la părintele ăsta, adică nu te, și mie mi-e foarte ciudă pe ele că atâta timp le grijim și mai ales le grijim noi și tot timpul iarna sa acasă, ba cereale, ba furajă bune, ba și ar trebui să vină așa când o chem să vină. Este o problemă foarte mare, o problemă foarte delicată și de aici provine toată chestia asta. Boala șchiopului. Asta e una dintre marile probleme care cam toată lumea, toți oierii, toți, să nu zic fermieri, toți oierii o întâmpină, mai ales în anii cu ploi și cu mult noroi, e o boală care le cuprinde și în momentul când tot timpul, și astăzi și mâine, o prind, să o curăț, să o tratez sau să o injectez sau, și din prinsul ăla, tot timpul. Multe le poți prinde dacă ești de baș, dacă ești de meserie. Nu că nu poți să o iei la fugă după ele, să o prinzi așa, jmecherește, cum s-ar zice, ciobănește, dar mai ales de multe ori dacă-s mai multe le bagi în staur. Și apoi din prinsul ăla, oile, eu zic că din prinsul ăla, așa, și mie mi-e foarte ciudă, că de multe ori nu poți să te apropii de ele, nici că sălbatice. Câtă mâncare bună le dăm și mai ales după ce sfătate le dăm bobe, că porumb, că furajă concentrate, de toate mamele ce putem aproviziona. Așa, și ar trebui să fie mai blânde, să vină la mână. Dar nu, sunt foarte sperioasă și
Într-adevăr, animalele grijite bine și așa sunt animale să prind mai greu. Ca și niște animale care sunt netratate, mai amărâte sau cum să le zic eu, au prins mai ușor, da? Animale care sunt viguroase, care sunt puternice, care sunt grijite, care sunt adevărate oi de rasă, când te apropci, asta e singura arma ei, fuga. Ați avut multă ghindă. Anul acesta s-a făcut? Da, au fost un pic de ghindă pe stejare ăștia secular, pe stejare ăștia izolați, sau cum să le zic, da, au fost o plin de ghindă. De la un an, doi fac, unul mai întrerup, dar e mare noroc și cu ghinda. Unde îți faci mari, anul ăsta a fost mult jâr și ăla mănâncă bine și le place și are multe calități și jurul conține proteine și niște uleiuri aparte, deci are o sâmburile de jur, are o putere extraordinară în proteine și niște uleiuri, nu știu eu chiar cum să le zic, dar... În dezvoltarea oi, da. Să se facă oaie... La orice. Uh-huh. Deci orice consumă jur, e foarte bun. E bun și la porci, e bun și la mistreți, când este fructificație, norocul și la animale sălbatice și la animale domestice. Mistreții, nu vă mănâncă culturile? Nu vă fac ce stricăciuni? Ba da, nu vă fac stricăciuni. Ba da, mai avem, dar la suprafețele care le avem, în momentul când începe porumbul să dea în lapte, avem garduri electrice și cu ele ne apărăm. Deci, în general la porumb, unde e mai aproape de pădure, mai aproape de tufărișuri, cu gard electric. Da, și dă rezultate cu gard electric. Chiar și aici, foarte aproape, am avut vreo 12 hectare într-un loc. Am pus gard electric, au venit odată și de atunci nu a mai intrat, gata. Asta provine o cățelușă dintr-o de asta de câini, cum se zice? Tucanisă? Tucanisă de câini, al lui domnul Marius Pop, ginecologul. Tot pe Bârgă o locuiește. Un mare pasionat de câini și mai ales de câinile de Bocovina. E o cățelușă, a adus-o, era cât o pisică. În 2008-2009 am adus o pereche de mastin curat, Spania. Mai avem carpatin, cel mai bun câine de pază. Carpatinul? Cel mai bun mastinul. Eu zic că e cel mai bun. Acum noi nu vrem că ăla ai adus, zicem că carpatinul e mai bun, da? Haide-mă. Asta a fost plecat.
au fost plecat, e flământ, vedeți? Au fost plecat, i-am dus de mâncare azi dimineață, cred, și de acasă și au fost plecat pe o rață. Au fost la femele? Da. De-aștia, vedeți, care l-au filmat ăla, ăsta. Și ce suprafață de teren aveți pentru realizarea nutrețului și a furajelor pentru efectivul de oi? Terenul cel de ținem în jur de 130 de hectare avem la noastră proprietate, dar bine, l-avem și livadă, deci o lucrăm, e pusă la fund, dar nu toată o cosim. Dar în schimb, pe lângă suprafața asta mai avem și arendat. Și pentru pășune, și pentru locuri care sunt intercalate cu suprafețele noastre și atunci plătim arendă pe locuri și le lucrăm noi. Aveți și berbești tineri? Majoritatea sunt tineri. Da, majoritatea. Nu, că nu prea îndătunesc. 2, maxim 3 ani e mult, atât, mai mult nu. Sunteți mulțumiți de rasa de câini pe care o aveți, dumneavoastră? Da. Sunt devotați oilor? Foarte mulțumit. Rasa de câini pe care o am, e un crucișare între carpatin și în 2009 am adus o pereche de aită și câine de mastin din Spania, curați. Dar de pază, ca și de pază, ca și mastinul spaniol, devotați, eu zic că foarte, foarte buni. Sunt niște câini mai, nu sunt agresivi, nici cu, vedeți că dacă ai câini agresivi, mai trec oameni, deci să-i vezi probleme, dar ăștia sunt niște câini pașnici, dar cum se însărează, cum se înnoptează, își intră în activitate, foarte, foarte bun, mai ales acum la eu v-am spus dumneavoastră, de 35 de ani veniți, dar așa de rău să, și atâta lup să umble cât e acum, nu a fost niciodată. Deci, dacă nu ești ochi și urechi și câini, te lasă săracă ăștia. Unde mergi, doamne? Lupul e singurul animal sălbatic care vă face probleme. Da, și lupul, și auzăm nu de mult, de jumătate de an, deci nu un an, că ar fi în zonă și șacal, venit familii de șacal și chiar eu văzut paznicul de vânătoare cu pui, mai periculoși ca și câinii și mai dăunători turmelor. Nu se cer de la ăsta. Băi, Ionică, da. Nu că am vrut să zic că ăsta anul trecut pe vremea asta l-am dus de aici din stâna, din sud, era stâna. Nu că pe ăla l-am dus. Bine. Lupul are un an? Are un an, și la primăvară îi face doi. Doi, este a doi și la unu. Îți frască ei. Hai, măi. Cățeluș. Mergeți un pic lângă ei. Să vă iau. Dar nu, că când mă duc pleacă. Nu, lăsați-i atunci. Hai, măi. Ce-i cățelul? Ce-i cățelul? Ce-i?
Ei, cățelul. Și ați avut ceva întâmplări cu lupți? Da. Da, am avut și am avut și animale răpite, cât de bine păzăți, dar tot nu-i ca să nu te... Acum, la atâtea sute, ca să mai ai și pierderi. Că este o vorbă în poporul, că ai două ui și ai o piele. Dar păi dintre atâtea se mai întâmplă, dar în general nu. Problema e când se întâmplă în cazuri mari. De exemplu, noaptea dacă vine o haită și în general cei aici în zonă sunt 2-3 lupi, deci nu umblă singuri, sunt periculoși. Unul vine și dă târcole, câinii pleacă după el și ceilalți 1-2 s-au intrat în staur și s-au omorât. S-a întâmplat. Aici în două nopți 20. 11 și 9 în două nopți. Dar cred că acolo a fost și vina ciobanului, după câte am înțeles eu. Problema e că și la oaie acum, cum v-am zis, după câți prădători sunt, nu trebuie lăsată în voia sorții. Trebuie închisă, trebuie asigurată, trebuie, nu poți ca să, timp de iarnă, ce mai? Și problema atunci se întâmplă, cum v-am spus, dacă vine și se întâmplă să le spărie, pune staurul jos, se împrăște și atunci începe omorul. Îți omoră câte poate, dacă că vă dați seama, dacă ești unul sau doi, încă, dacă ești doi un caz fericit, dar poți să fii numai unul, în momentul când ți le-o spăreat ăștia, deci iau lumea în cap, apoi tătoi și în stânga și în dreapta și, Doamne fer, dacă sunt niște păraie afunde sau așa, le bag acolo în păraie, s-o omoră și ele, s-o omoră și lupul, deci... Problema e că le omoară. Da. Le omoară, deci nu le mănâncă. Nu mănâncă. Să omoară una și să mănânce, da. Nu. Ursul de obicei are obișnuința că și-o ia și s-o duce și-o mănâncă. Dacă chiar nu mai lasă, nu mai poate scoate câinii, o duce și-o mănâncă, aia una. Dar ăsta omoară fără milă într-una. Tot ce iasă în cale, sfârtică.